Dragi fac acest episod de urgență pentru că nu-l aveam un plan să-l postez, cel puțin nu știu astăzi, dar vreau să transmit un mesaj. Am văzut că sunt foarte mulți oameni la mine în comentarii care sunt extrem de panicați legat de situația României în ceea ce privește conflictul din Ucraina. După părerea mea, ar trebui să ne liniștim, să ne calmăm, să nu mai fim panicați pentru că panica produce mai multe pagube. Se spune că dacă ar fi un cutremur foarte mare în Statele Unite ale Americii, americanii nu l-ar anunța pentru că ar crea foarte multă panică înainte și ar fi cu mult mai multe victime înainte să înceapă cu tremurul. Deci, nu vă mai panicați, stați calmi. După părerea mea, România nu va fi implicată în niciun conflict și Statele Unite ale Americii au declarat că nu au un plan să răspundă militar împotriva Rusiei, poate doar cu sancțiuni economice mult mai dure și Claus Iohannis a declarat astăzi că România nu va interveni în conflictul în Ucraina și că Rusia nu are nicio legătură cu România. Adevărul este că trebuie să fim conștienți, dacă Rusia ar ataca România, ar însemna deja al treilea război mondial și... Mi este greu să cred că Rusia ar face acest lucru doar pentru a ataca România. Adică cred că are lucruri mult mai importante de făcut și vedem ce se întâmplă acum în Ucraina. În momentan trebuie să linișească această criză ucrainiană. Deci vă rog, nu vă mai panicați, Uh, pentru că am văzut, probabil sunt foarte mulți copii care mă urmăresc. Dragilor, nu vă mai panicați, nu o să înceapă niciun conflict la noi în România deocamdată. Nu vreau să spun niciodată pentru că viitorul e imprevizibil, dar deocamdată Trebuie să stăm liniștiți, să vedem ce se întâmplă în Ucraina și să nu ne mai panicăm. De asemenea, o să vă citesc ce a spus Claus Iohannis, pentru că și Claus Iohannis a transmis uh, aceași mesaj. Și iarăși o chestie interesantă, am văzut că Ungaria masează trupe la granța cu Ucraina din motive de securitate. Sunt curios dacă și România o să facă asta am văzut, uh, o știre am văzut o știre pe internet legată de faptul că, că România ar face exerciții militar la granța cu Ucraina. Ei bine, sunt niște minciune astea, aveți grijă de vă informați, nu vă mai informați de pe Facebook, că circulă foarte multe știri false, menite să dai click pe ele. Credeți, mă știu cum, cu ce se mănâncă chestia asta. Încercați să vă informați din surse oficiale. Eu, sincer, toate sursele le găsiți în descriere, eu le iau de, pe, de obicei de pe Digi pentru că îmi place foarte mult Digi, deci aveți grijă de unde vă informați, vă rog eu, da? Hai să vă citesc ce a spus Claus Iohannis. Președintele Claus Iohannis a condamnat în numele României atacul armat declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și anunță o reacție puternică a comunității internaționale cu costuri mari pentru Moscova. Condamn cu putere numele României agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, o nouă încălcare foarte gravă a legilor internaționale a suveranității și integrității Ucrainei. Această agresiune va atrage o reacție puternică din partea comunității internaționale cu consecințe majore și costuri mari. A transmis președintele Klaus Iohannis dimineață pe Twitter după ce Rusia a invadat Ucraina. România alături de întreaga comunitate internațională democratică respinge hotărât un astfel de comportament irresponsabil care subminează fundamentul relațiilor internaționale și însăși ordinea actuală de drept internațional, se arată într-un comunicat de presă al administrației prezidențiale. În mod regretabil, în ciuda eforturilor intense la nivel european și euroatlantic de descaladare a situației, Federația Rusă, membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, Forul garantat al păcii și securității mondiale a ales calea folosirii forței armate în contradicție manifestă cu dispozițiile cartei ONU. Federația Rusă a dovedit încă o dată că nu este interesată de oferta de dialog constructiv și responsabil avansată de comunitatea europeană și euroatlantică, ci a urmărit constant și intenționat confruntarea și impunerea prin forță a pretențelor sale sub sumate logicii de suete și așa ziselor, sfere de influență, a mai precizat șeful statului. Acesta a mai spus că România atrage atenția că Federația Rusă trebuie să suporte consecințele acestui act profund ilegal. În coordonare de plină cu aliații și partenerii săi din cadrul NATO și Uniunii Europene, România va impune măsuri ferme și substanțiale de răspuns. Președintele Claus Iohannis exprimă solidaritatea de plină cu Ucraina și cu poporul ucrainian confruntat cu agresiunea Federației Ruse și reafirmă sprijinul de plin al României pentru integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, se marată în comunicat. Președintele României solicită oprirea imediată, integrală și necondiționată a agresiunii militare ruse, retragerea tuturor forțelor ruse din Ucraina și încetarea oricăror presiuni la adresa Ucrainei. Pe aceste baze, șeful statului român face un apel la responsabilitate, la evitarea de pierdere de vieți omenești și afectarea în orice fel a siguranței civililor. România este gata să ofere asistență umanitară Ucrainei, în același timp România avertizează împotriva oricărei acțiuni ostile la adresa membrilor comunității române din Ucraina și este gata să acorde sprijinul necesar mai sublinează administrația prezidențială. Totodată, președintele Claus Iohannis asigură toți cetățenii români de pe teritoriul Ucrainei că România, inclusiv prin misiunile sale diplomatice și consulare, este pregătită să ofere asistență consulară necesară. Președintele Claus Iohannis sublinează că cetățenii României ca stat membru al Alianței Nord-Atlantice, beneficiază pe deplin de cele mai ample garanții de securitate din istoria sa. Niciun cetățean al României nu are motiv să se teamă, a mai transmis patul Cotroceni. Președintele rus Vladimir Putin a avut un discurs joi dimineață în jur de ora 4.30, ora României, în care a declarat că toate analizele arată că confruntarea Rusiei cu aceste forțe este de neevitat. Era anunțată o operațiune militară specială în Ucraina. Anunțul liderului de la Kremlin a fost urmat imediat de o serie de atacuri concertate ale trupelor ruse asupra mai multor orași din Ucraina, inclusiv în regiunea capitalei Kiev. Da, în alte știri, dragilor, ia să intru aici, am mai văzut că rușii au cucerit centrala nucleară de la Cernobâl. Ce zic, situația e, situația e prea, rea, deci nici nu mai am cuvinte. Eu azi dimineață când m-am trezit vă zic sincer, de bea dacă a mâncat pentru că nu știu, mi-a afectat tare, mi s-a părut șocant dacă cu siguranță îți pui puțin minte la contribuții și vezi impactul pe care l-are, adică știți, era ideea aia, nu știu cine și-ar mai fi imaginat un conflict clasic în 2022 în Europa, poate știți, era totul mai cibernetic, era război în metavers și așa mai departe, chestii genul acesta, dar un război în Europa atât de clasic, sună foarte, foarte, foarte rău. Îmi pare rău pentru poporul ucrainian că trebuie să îndure atâta suferință. Îmi pare rău pentru oameni în general. Eu o să fiu aici cu voi să vă țin la curent cu știri esențiale. Voi posta cu siguranță destul de des. Azi am postat 4 clipuri pe canal. Deci nici nu m-am ridicat de pe scaunul ăsta, vă zic sincer. Am stat în continuu și am făcut episoade pentru că, nu știu, mă simt așa că e datoria mea să vă informez și chiar consider că contează să aveți un creator de conținut care să facă și lucrurile astea pe YouTube în România. În să mai spun, dragilor, să vă abonați la canalul de YouTube ca să fiți la curent cu știrile ce urmează din lumea asta ciudată în care trăim sper că v-a plăcut na, să apăsați butonul de like ca să ajungă clipul acesta la mai mulți oameni și evident mult succes în absolut tot ceea ce faceți, rămâneți aici cu mine că o să urmeze multe, multe episoade interesante.